Neața, fraților, vreau să vă urez tuturor un an nou fericit. Vreau să vă doresc ca toate gândurile și dorințele pe care vi le-am spus realizabile anul ăsta, în 2020, intrat să vi se împlinească. E primul antrenament pe anul ăsta, e 3 azi, ianuarie, și vreau să vă prezint pur și simplu ce antrenament avem, pentru că s-a schimbat puțin programul de pregătire, deoarece am intrat în precondițional, bine, putem să zicem și aproape de competițional, că am fost precondițional în decembrie. Mai avem 2 săptămâni până la primul concurs. În orice caz, o să încerc să vă pun pe undeva, pentru o parte pe aici, programul de antrenament ce avem astăzi și na, eu sunt în drum către antrenament, ne auzim la sală. Hai, fraților, că am ajuns și noi acum la reședința de bază. Să vedem dacă a ajuns cineva, vedem câte ceas. Deci noi avem antrenament la 10 și e 10 fără 10, deci și eu zic că e ok, ne-am încadrat cum trebuie. Am intrat și aici la căldurică. E bine tot, să vedem dacă a ajuns Robotino. Dacă a ajuns. Aute pe amigos. Aute pe băieți aici. În parte. Ce fă aici? Îl trăiască Robotino. La ce vă uitați domnul ăsta de aici? Și-a luat tabletă, frate. A luat tabletă, televizor. Oh, la mulți ani, băieții! Dimineața, Mihai! Da, să filmăm azi antrenamentul, că ai văzut, s-a schimbat programul! Să schimbăm azi, că să vezi! Interesant! Interesant, nu? Eu zic că prima este bine, a doua la fel, la cu pauza aia 5 minute, zic că la a treia, 200-le și 100 ce mai rămâne... Oricum a zis ce se poate! A zis ce se poate, nu? Și el! Și 300 de tragi de el, dar alea 200 de da. Oricum. Am zis la cât a schimbat 224. Păi da, să te bagi în ele. Da, da. Uite că vine și... Salut! Salut, salut, la mulți ani! Ce părere ai despre la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, zile și oamenilor, la mulți ani? La mulți ani! O urare oameni. Ceva? O urare ceva ca... Să fie un pic mai bine ca anul care a trecut. Să fie un pic mai bine ca anul care a trecut, nu? Exact. Sănătoși aici. Cum te simți după? O să fie niciodată. Ți-ai pus vreo dorință ceva? Ce să, ți se împlinească? Nu mai vreau să zic ce mi-am pus. Nu, se negativist de fire. Bine, mă, băieți, haideți că ne întindem și ne cumva că băieții au luat înainte, ne mobilizăm și cred că o să revenim direct din bucăți. Bă, pop! Vin Lupi, ia uite Lupi. Nu, mă, și pe mine! Schimb acum. Uitați-vă și voi, în cauza să ne turnăm cu... Acum primesc sportivii reperele pentru bucățile pe care le-au de făcut astăzi. Domn profesor aici, Robertino Tănase Hosu. Și în ce ne puteți spune despre antrenamentul astăzi, domn profesor? Flexie la picior de Alin cu Diana, n-am auzit. Am înțeles. Băieți, îți pregătiți, mă dau înapoi. Și-au pornit băieții în bucată. La 300 de metri. S-a dus un pic cantare pentru antrenamentul de azi. Ușor, ușor. Așa, asta e, asta e. Relaxat, Alberto, e prea tare! Și acum finalul cursei. Cozlarul Mihai, urmat de Dobrică.
Mariusan și Alberto Dragomir. Ce la alb? La negru, la alb, la cald? Turnantă. Iese... Dar e și cartoful, ia uite. Iese genunchiul așa, genunchiul. Au și la mine, piciorul. E o busală mare după curs, să te înțelegem, te lăsăm să te linești. Bine pus la are. Hai, Dobrico. Hai, amigos. Bagă, bagă, bagă! Bunga! Ce prostie! Hai, gata! Continuăm și ne ocupăm pe aici. Bucățele mai avem și tânchiere și niște mobilizate. Oh, poate reușesc să-i filmăm și pe ăștia țăi de la sută un pic. Ne auzim. Dacă mi-a revenit, mi-a trebuit un sfert de oră să revin. Băi, acum pot să zic că m-am întors și am stat pe jos, am trecut. Deci, ați mai convenit și voi să vă sune alarma, să fie, cred că în al patrulea snuz, cum are snus la 10 minute, iar. Deci a pus alarma la 9:30. Sună asta în continuu.